profilul de activitate, în special metalurgică, dar pentru automobil.
59 se transformă în întreprinderea de industrie locală Tordeana, urmă fabrica de accesorii și piese Auto Tordeana, sigur subordonându-se la acel moment fabricii de autoturisme Colivaș Pitești. Formula aceasta de organizare s-a păstrat până în anul 1990, când se schimbă de numele întreprinderi, întreprinderea de piese și accesorii auto. Deci v-am dat aceste câteva informații pentru a reveni la discuția noastră. Ce s-a întâmplat în acea perioadă? Aceste piese care erau produse, din câte am informații, trebuiau și verificate prin funcționarea lor, normală și intensă. De aceea s-a înființat, la nivelul întreprinderii Tordeana, o secție de automobilism care putea să ofere posibilitatea verificării acestor piese în condiții de funcționare severă și exploatare severă. Acele rapoarte care erau întocmite introduceau în fabricație piesele respective sau determinau introducerea în fabricația pieselor respective. De aceea, în acea perioadă, s-a gândit înființarea sau, mă rog, participarea întreprinderii la anumite curse automobilistice, care și acele încercări din acea perioadă au determinat până la urmă și introducerea în fabricația unor mașini de genul Aro 320D, Aro Rotor și așa mai departe. În 1985, un grup de pasionați ai automobilismului și ai competențiilor automobilistice din Turda s-a întâlnit și a înființat o secție de automobilism. Printre cei care au înființat această secție de automobilism și care și-au desfășurat pe parcursul anilor această activitate sunt colegii noștri care sunt aici prezenți, Radu Marțian, Dinu Marțian, Ovidiu Adace, Nicolae Haneș, Iosif Leoriț, Nicolae Beian, Marius Urs, Nicolae Miron, Dominic Bonioș, Mihai Abram și Voicu Fania, oameni care au făcut parte din acest grup de automobilism. Vă reamintesc că Radu Marțian, care este aici prezent, a fost și vice-campion de circuit la acel moment. Turda a înființat acest club și preluând în acest club inclusiv automobiliști transferați de la asociații din Cluj-Napoca. În acest sens au participat cei amintiți aici la campionatele naționale de raliuri cu echipa, în primul rând într-o divizie inferioară, divizia B, accesând în divizia superioară, în divizia A, ceea ce a însemnat o reușită pentru Turda și pentru ei. Sigur, ei au promovat nu numai produsele realizate aici la Tordeana, dar au promovat și imaginea localității noastre și cred că a fost un sport care merita apreciat în parcursul anilor, merită și acum apreciat și de asemenea cred că și domnii pe care i-am amintit merită apreciați pentru ceea ce au reușit atunci și sunt un model de sportiv care până la urmă sper să promoveze și la nivelul municipiului Turda, redeschiderea acestei asociații de automobilism și posibilitatea finanțării pentru a participa la competiții naționale într-o primă fază. În acest sens, dacă dintre cei amintiți dorește cineva să ne transmită câteva gânduri, de 20 de ani,
să aibă loc o competiție la nivelul Tuzei, fiindcă noi am început această competiție prin niște concursuri locale, exact pe traseul care se desfășoară. Astăzi, acum 28 de ani, am făcut un concurs de îndemânare, unde așa se pregătiți premiul, o să vedeți acum, la un premiu de benzină. Când tot adunarea unei persoane era de 20, totuși erau realizate. Am făcut acele concursuri pe cartodromul din Cluj, am spus în Turda, am început această activitate din povești pe care am avut cu regretatul de Dr. Sapio, care ne-a sprijinit în localitate, și care a fost unul din promotorii acestei activități la nivelul municipalității, fiindcă atunci era foarte greu ca să poți să faci o astfel de activitate. Aveam mașini, cum o să vină să credeți, care erau casate. Școala de șoferi din Cluj, unde era director Mihal Dumnezeu, care era unul dintre participanții la Valiul la Divizia A. Ne-a bombat niște mașini casate, pe care noi, după masa, cu sprijinul familiei a prietenilor, le-am ajuns la nivelul de a putea participa. Acea echipă din Divizia B, trebuie să se împătrea cu zina de fabrică de la Olsic, și pe care am reușit în 1988 să o batem și să fim campion cum ar veni la nivel național, la Divizia B. Tot atunci am promovat și una sau două mașini, două echipaje din Divizia B, Divizia A. Concurența era cu cei de la Dacia Chitești. Lucrurile sunt foarte frumoase. Nu ne putem aminti numai cu plăcere. Și v-aș spune ceea ce a spus regele Mihai în toamna lui trecut, că nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru. Ce aș dori? Exact cum spunea și colegul meu Radu, am dorit ca în această toamnă să înființăm o activitate automobilistică la nivel de Turda. Am dorit să avem un sprijin în primăria municipiului Turda, în persoana domnului primar, să putem face un circuit pentru ca tinerii să poată să desfășoare această activitate. Sper să avem înțelegere și sprijinul respectiv și pe lângă cei care au fost turdenși care ne bucurăm că au reușit să vină, mai erau foarte mulți și valoroși concurenți în Cluj. De exemplu, vreau să amintesc Mița Abraham, care acum este șeful de securitate, deci o persoană care a fost activă de atunci și a rămas și acum, în perioada actuală, activă în domeniul auto, pe domnul Fodor Andrean, de față, care a fost și atunci și acum, acum este director tehnic la competiția de acum. Și, în încheiere, vreau să vă rețin foarte mult, fiindcă v-aș putea povesti o zi întreagă activitatea noastră de acolo. Am participat la Valiul și atunci a referat Valiul Plașului sau al Săpezii, la Valiul Baia Mare, care acum se mai ținea Castanilor, Valiul Cântului, care se numea Valiantul, Raliu Alba Iulia Apul, Iată Neam, Stuncea, Câmpul, Musel, Mușelu și Iașului. Deci am fost cu acești oameni în toată țara și ne-am dus numele de Turda peste tot. Este mare lucru, fiindcă ziua de astăzi, probabil o direcție prin care se poate promova o localitate este sportul și turismul. Foarte mulți tineri și reprezentanții care își doresc să organizăm acest lucru și care să fie sprijinit pentru a participa la competiții naționale. Eu vă felicit în mod deosebit pentru ceea ce ați realizat atunci. În acest sens, sigur, vă oferim din partea noastră o diplomă de apreciere și vă rog să vă primiți cu toată sinceritatea, vă oferim și toată aprecierea pe care avem și în același timp cu gândul că veți promova în continuare această activitate sportivă, astfel încât împreună cu Consiliul Local să realizăm un parteneriat de promovare și de susținere a acestei discipline sportive. Se acordă Asociației Sportive Turdeana Turda cu ocazia
domnului Radu Marțian, membru al Asociației Sportive Turdeana Turda, cu ocazia întâlnirii domnului Maurian de la Ofițare. Domnule Vinu Marțian, același lucru. Ovidiu Adace, același lucru. Nicolae Haneș. Gheorghe Iosif. Nicolae Peian. Marius Urs. Sau de gardă care s-au fost pe jocuri speciale.
nu se întâmplă evenimente de niciun fel și pentru a promova această activitate ca și o tradiție pe care o avem în condițiile care astăzi se desfășoară foarte bine în această activitate, cred că ea poate fi promovată și în anii următori, pentru că aprecierea de astăzi contează foarte mult în atenția organizatorilor pentru reușită. Dacă aveți întrebări, dacă nu, rog pe doamna Elina să împartă acreditările, după care vom rămâne noi cu problemele autoritate locală, dacă mai aveți alte comunicări. Plusurile și minusurile apreciate noastre sunt politică de calitate. Am înțeles că deja am înțeles că deja am înțeles că așa se aude, se vedem. Sigur. Mulțumesc mult și ce vreau să vedeți ați reușit. O să trecem la o să trecem la un moment, ce să vă dăm de primar? O să trecem la un moment scurt, dar esențial pentru noi. Nu știu câți dintre dumneavoastră își amintesc de ziua de 20 iunie 2004. Noi cu siguranță ne amintim. Astăzi sunt 10 ani de când domnul primar Ștefănie a fost investit în funcția de primar primul mandat. Îl felicităm și așteptăm ziua de 20 iunie 2024, când numărăța o secretă. Mulțumesc mult! Probabil că mulți am uitat de aceste evenimente. Mulțumesc colegilor că și-au adus aminte. Pentru mine a fost o mare de aproape 10 ani. Vor mai trece și alții. 2024 va fi un an primar în concert. Poate din 2016, poate din 2020. O să vedem atunci. Până atunci, mi-aduc aminte cu plăcere de cei 10 ani și vă mulțumesc pentru apreciere. Trecem la următorul punct. Aș dori să vă readuc aminte și v-aș ruga să promovați și acest proiect. E un proiect de administrație publică locală. După cum știți, noi am propus încă de anul trecut modernizarea podului peste Areș, în dreptul străzii Ștefan cel Mare. Proiectul a fost promovat prin toate procedurile legale. Comisia de licitație a stabilit câștigătorul acestui proiect. Există astăzi constructor, deci el a fost realizat prin programul de investiții pe 2014 sau va fi realizat din programul de investiții pe 2014 în valoare totală de 4 milioane de lei. Obiectivul are în vedere reabilitarea podului nou construit în 1992, deci podul de la coborâre dreapta de coborâre spre Câmpia Tursii, refacerea trotuarelor, reamenajare peisagistică a infrastructurii și suprastructurii și, de asemenea, podul vechi, o reabilitare. Vă aduc aminte că a fost construit în 1955 podul vechi, prin lărgirea părții carosabile pentru asigurarea două mieri de circulație pe sensul Turda Câmpia Tursii, refacerea trotuarelor, consolidarea fundațiilor existente și protejarea albiei. Pot să vă spun că valoarea judecată este de 3.648.136,64 lei, inclusiv TVA. Semnarea contractului a fost realizată în data de 6.06.2014. Termenul de execuție este 8 luni. Și vă readuc aminte integrând lucrările care au fost prevăzute în acest proiect, lucrări de infrastructură, de suprastructură, racordări de terasamente, reparații și protecții, amenajare albie, ziduri de sprijin din beton armat, iluminat pod, semnalizare rutieră, amenajare peisagistică. În data de 13.06 a fost predat amplasamentul către constructor, data estimată a ordinului de începe a lucrărilor 26.06. Cam sub această formă va arăta acel ansamblu de acolo. Este un ansamblu care vi l-am prezentat. El, de fapt, va fi o mondială
combinare arhitecturală între zona centrală și zona de ieșire spre Lovia Gurzii, cred că va avea un foarte mare efect urbanistic și îl apreciez ca unul din proiectele de mare anvergură pe care le vom desfășura în următorul timp. De asemenea, vreau să vă readuc aminte că suntem în procedurile legale privind deschiderea activităților de modernizare stradale. Sper că luna aceasta să găsim soluția legală, astfel încât de luna iulie să putem intra și pe modernizări stradale. Pot să vă mai informez că s-au primit doar 3 miliarde de lei de la Ministerul Infrastructurii pentru reparații și modernizări de străzi. În aceste condiții, Consiliul Local va stabili dacă pe PDD-ul, care a fost înainte PDD-ii, Planul Național de Dezvoltare Locală, acele 3 miliarde mai pot fi consumate fizic de către noi, având în vedere că este necesară organizarea procedurilor legale privind acordarea lucrărilor de infrastructură, fiind bani de investiții venind de la Ministerul de Resort. În mare, cam acestea am vrut eu să vă informez astăzi. Aștept întrebările dumneavoastră pe orice temă și să discutăm dacă este cazul. Vă rog. Cine este constructorul podului? Constructorul podului, SECE Area Construct, SRL Alba Iulia. Au fost, scuzați, am omis, 5 constructori, Freilung București, AXA Via Turzii, Dacia Faber Cluj, Construcții Feroviare Târgu Mureș, Construcțiile de Alba Iulia. Din informarea care am primit-o de la Comisia de Licitații, câștigătorul este SECE Area Construct SRL Alba Iulia. Informații suplimentare le găsiți la Comisia de Licitație sau le solicitați pe procedurile prevăzute de legislația în vigoare. Da, dacă mai sunt întrebări. Spuneați că veți face procedurile legale pentru deschiderea modernizărilor stradale în luna iulie. Ce înseamnă asta? Înseamnă o singură variantă posibilă. S-a studiat varianta legală ca pe contractul care există cu domeniul public să se poată găsi soluția ca modernizările stradale să continue pe același contract cu societatea din subordinea Consiliului Local. În aceste condiții, dacă se acceptă juridic și cât am înțeles există o asemenea soluție, va trebui să promovăm și caietul de sarcini de lucru și toată metodologia de lucru pe acești bani de investiții. Deci vom intra în Consiliul Local în acest sens cu aprobările necesare. Și ce artere sunt vizate în acest sens? Străzile și tot ce este vizat acolo pot să facă ca și obiecte hotărâre fie cele 12 străzi care au fost prevăzute inițial de PDD-i, fie alte artere de circulație pe care avem studii de fezabilitate și proiecte. Vom face o listă cu toate străzile care se cadrează în această situație, iar în comisiile de specialitate și în Consiliul Local vor trebui să găsească soluția să ne încadrăm și în valoarea estimată pusă la dispoziție pentru realizarea unui asemenea obiect. Direcția tehnică a stabilit o listă cu străzi pe care o veți spune Consiliul sau o hotărâți la nivelul primăriei? V-am spus, există cele 12 străzi care au fost produse pe PNDI, la care se mai adaugă și alte străzi care au studii de fezabilitate și proiecte tehnice. Săptămâna aceasta o să avem lista finală și lista trebuie așezată și pe valorile prevăzute pentru finanțare. Pentru finanțare, Dana este aici, este vorba de credit, 9 miliarde de lei, 9 miliarde 300 de lei, care au rămas de consumat din creditul pe care le-am avut. 2 miliarde de lei sunt, e propunerea noastră și sigur să vedem dacă aprobă și Consiliul Local, pentru reabilitări de rețele de apă și canalizări asigurate ca și execuție prin compania de apă Aneș. Parte din nemulțumirile cetățenilor vis-a-vis de străzi se îndreaptă în general spre artere care aparțin de drumurile naționale. În acest sens, ce se poate face? În acest sens, noi suntem în instanță cu drumurile naționale. După cum știți, în 2011 eu am refuzat să semnez protocolul de preluare a acestor drumuri pe care mi l-a impus guvernul din acea perioadă. Refuzul meu s-a bazat pentru că
de faptul cartelele de circulație predate nu întruneau condițiile tehnice de funcționalitate, având în vedere că acolo nu s-a mai investit de foarte mulți ani. Motivația a rămas și în instanță, rămâne ca instanța să operească în momentul preluării sau predării. În această perioadă, dreptul de administrare și de modernizare a acestor drumuri îl are drumurile naționale prin Ministerul de Resort. Noi am întreprins toate procedurile legale anunțând inclusiv cabinetul primului ministru, Ministerul de Resort, drumurile naționale pentru măsurile corespunzătoare în vederea reabilitării acestor artere de circulație, plus podurile de pe strada Răvaiuia, dacă ați văzut, sunt într-o stare de degradare foarte avansată, deja se mișcă infrastructura acestui pod. Este un mare pericol, părerea mea, pentru perioada următoare. Rămâne de văzut ce vor hotărâ cei de la drumurile naționale. S-a finalizat acțiunea în instanță cu ei pentru pod, acel pod? Nu, au fost, păi nu e numai pentru pod, este pentru toate traseele. Noi am intervenit special și pentru acest pod, prin intervențiile noastre pe care le-am făcut, pentru a se face expertiză tehnică și a se lua măsurile corespunzătoare privind circulația pe acest pod. Pentru că avem o problemă foarte mare anul acesta, dacă încep lucrurile de infrastructură la podul de pe strada Ștefan cel Mare, în condițiile în care circulația s-a restrânge și pe strada Alba Iulia, va fi o mare problemă de intrare și ieșire din Tolga. Deci noi am atenționat în acest sens pe cei care au dreptul de administrare acestor drumuri. O precizare, ați spus 9,3 miliarde, cred că e vorba de 9,3 milioane, adică 93 de miliarde. 93 de miliarde, scuzați-mă, da. Da, alte întrebări? Spuneați de cele 3 miliarde de lei de la minister, că trebuie să faceți licitație și toate aceste demersuri pe care ai folosit și nu mai apucați anul ăsta, asta ați vrut să spuneți. Firesc, pentru că procedurile nu se pot încheia și să deschizi o procedură de licitație pentru 3 miliarde acordate pe bugetul anului 2014. Deci aceste sume nu se reportează pe anul viitor. Vedeți lista care este publicată la nivelul, mi se pare, pe site-ul Consiliului Județean cu alocațiile. Nu ne putem compara nici cu comune de 1000 de oameni ca și sume alocate de la Ministerul Resort. Avem cea mai mică alocație bugetară de la stat, de la bugetul statului pe care a primit-o vreodată Turda, cea mai mică alocație pe care a primit-o vreun oraș, municipiu, mai vorbesc comune, care au de 4, 5, 6 ori mai multe areturi. Deci, pe o asemenea alocație, numai procedurile durează până la sfârșitul anului, deci vom vedea care va fi până la urmă, punctul de vedere al Consiliului Local. Dacă în Consiliu se stabilește să deschidem procedurile, vom vedea atunci. Noi o să supunem spre aprobare acest lucru. Da? Ne sunt prevăzute în anul bugetar 2014. Din câte știu, există deja hotărâre de Consiliul Local pentru organizarea zilelor turcii, exact cum s-a organizat și anul trecut, prin implicarea executivului. Așa că toate procedurile vor fi organizate exact după procedura anului trecut. Urmează să deschidem aceste proceduri începând de la 1 iulie. Se pot face propuneri, cel puțin o să deschidem o procedură de informare a populației și de a obține propuneri privind, mă rog, ceea ce trebuie să facem cu alții, ca și organizatori în acele zile. Da, alte întrebări. Ce se întâmplă cu banii pe care s-a hotărât prin Consiliul Local să fie redirecționați de la blocul la drumuri? Păi, deci de acest lucru vorbeam cele 93 de miliarde. Deci aceea sunt? Aceea sunt. Deci au fost peste 100 de miliarde, 93 și cu 20 și 113 miliarde, din care am spus că o parte merg la compania de apă pentru reabilitări rețelei de apă Canal și o parte, cealaltă parte masivă, va merge pentru reabilitări și modernizare de drumuri. Dacă mai sunt alte întrebări,
Mai aveți și alte subiecte? Păi nu, eu aștept întrebări. Eu n-am găsit niciun alt subiect pentru că nu este, n-am crezut de cuvință. Atunci v-aș ruga să comentați situația în care se află municipiul Tulda fără viceprimar. Cum credeți că se va rezolva? Cât va dura? Ce veți face dacă veți merge în concediu? Poate se va rezolva conform procedurilor legale. Deci noi vom aplica procedurile legale în consecință. Așteptăm un răspuns de la prefectură cu privire la modul de punere în aplicare a ceea ce deși ne-au comunicat. Este un atac, după cum știți, în contencios a tuturor hotărârilor de Consiliu Local, inclusiv acelea care au fost acum 6 luni, ceea ce puțin a viceprimarului a fost confirmată de legalitate, dacă bine mi-a luat în luna aprilie. Dar, mă rog, nu comentez acest lucru, comentez un singur lucru, că mi se pare destul de neînțeles, cel puțin din partea mea și probabil și din partea altora, un asemenea raționament, în care tot ce nu convine într-o parte este abuziv în partea cealaltă. Păstrând tonalitatea și subiectul acestei discuții, cum comentați decizia domnului prefect de a ataca în contencios inclusiv hotărârile cu Consiliul de Administrație? Păi, trageți dumneavoastră concluzia pe care pot trage și eu. Le-a atacat, este un drept constituțional, un drept legal al prefectului municipiului Tulda. Eu doar atât pot să comentez, este pentru prima dată când se face o procedură sub această formă. Dacă s-a greșit sau nu s-a greșit, acest lucru îl va pune instanța. Dar dacă dumneavoastră luați în considerare ce s-a întâmplat în urmă cu 6 luni, 8 luni, când s-au numit alte consilii de administrație prin ședințe de îndată și fără nicio procedură, și acelea sunt confirmate că sunt legale, probabil că acestea vor parcurge o procedură pe care dânsul ca și prefect o poate face, având în vedere atribuțiile pe care le are și noi va trebui să ne apărăm, nici nu știm încă astăzi motivația atacării acestor hotărâri de Consiliul de Administrație. Un lucru trebuie să-l menționez, noi am fost criticați vehement de multe ori, eu spun și pe nedrept că nu respectăm democrația în modul de funcționare a administrației publice locale, că am fost făcuți în tot felul. Totdeauna când cuiva nu-i convine și are puterea, are și argumente să stabilească niște proceduri, iar de legale, pe care le poate stabili. E o bătălie, până la urmă, politică, nu este altceva. Nu văd de ce, administrativ, niște societăți comerciale nu pot funcționa pe soluții legale stabilite prin singura instanță legală obținută prin vot, care poate lua legi locale și care poate să decidă ceea ce trebuie să facă comunitatea locală. În acest moment blocăm absolut orice, blocăm tot. Asta este. Dacă legea permite și există asemenea instrumente legale de lucru, noi nu rămâne decât să ne încadrăm în prevederile legale. O secundă, vreau să vă întreb dacă tot s-a dus vorba de consiliile de administrație. Pe linie de partid m-ar interesa dacă cunoașteți anumite motive pentru care doi dintre reprezentanții PDL, mă refer la doamna Andreea și la domnul Sorin Bichiș, deși și-au depus documentația pentru a ocupa un post de membru în Consiliul de Administrație, au renunțat ulterior. Mulțumesc, domnul Sorin. Deci, doamna Andreea Sar nu și-a ridicat mandatul în termenul prevăzut de hotărârea de Consiliul Local. Noi am aplicat hotărârea de Consiliul Local. A refuzat să-și ridice mandatul, a fost înlocuită cu altcineva din lista. Domnul Bichiș putea să opteze între consilier local și membrul Consiliului de Administrație. Opțiunea dânsului a fost să rămână în continuare în Consiliul Local și nu membrul Consiliului de Administrație. A fost opțiunile dânsilor. Noi am insistat într-un fel politic să convinge pe domnul Bichiș. Este mai folositor ca și consilier local decât membru într-un consiliu de administrație. Și decizia a fost luată de domnul Bichiș? Decizia normală. Pe dânsul s-a înscris ca și persoană fizică, nu ca și persoană politică într-o asemenea acțiune. Înțeleg, dar zic,
zic, decizia a fost luată, știu eu, între timp, de când s-a înscris până când a... După ce s-a înscris, a fost luată această decizie. Dânsul s-a înscris, nu a avut nevoie de aprobarea partidului pentru a se înscrie în așa ceva, s-a înscris în această competiție. Sigur că am analizat după ce s-a înscris și a trebuit să opteze pentru una din variante. A optat să rămână consilier local. Ce? Dar, rog, dacă nu era... cumva logic să anunțe Consiliul Local să nu se mai întocmească un proiect de hotărâre pe numele domniei sale. De îndată ce era pe listă și aprobat între cei 15 sau câți a fost acolo, normal că trebuia să se facă proiect de hotărâre, să se motiveze. De ce? El trebuia să-și facă motivația în cadrul ședinței. Nu putea să anunțe comisia să nu mai treacă, pentru că comisia nu are atributul, din câte cunosc eu, nu intru în proceduri legale pe 109, dar nu are atributul de a stabili dacă cineva poate fi sau nu poate fi din cei care sunt admiși conform caietului de sargini, membru unul de un Consiliu de Administrație. Deci, de nu numai la Consiliul Local putea să stabilească dacă rămâne sau nu rămâne pe ordinea de zi. Revenind la atitudinea domnului prefect, având în vedere faptul că domnia sa a întors și proiectul privind numirea lui Mihai Sebecan ca vicepreședinte al Consiliului Județean, precum și aceste proiecte de hotărâre ale Consiliului Local. Nu se pare puțin că domnul Vușcan își folosește statutul de neutru și face un pic de partizană politic? Vă rog să trageți dumneavoastră această concluzie. Concluzia o poate trage absolut oricine, fără să țină cont de punctul meu de vedere sau de părerea mea. Domnule, acum, dintre fostul și nou, apoi Consiliul de Administrație de la Samina și respectiv de alea de pe, care e în funcție în momentul ăsta? Nici. În acest moment sunt suspendate amândouă. Noi am cerut și este legal să facem acest lucru, punctul de vedere al prefecturii, pentru că conformitate cu 109 și cu legea societăților comerciale, ele sunt conduse de un Consiliu de Administrație. Nu pot fi conduse direct de Consiliul Local. În aceste condiții poate fi varianta să se întâlnească Consiliul Local și să stabilească un Consiliu de Administrație pe o perioadă până se clarifică în instanță. Deși pot să vă spun că termenul acordat de instituțiile la care s-a depus solicitarea prefectului este ianuarie 2015. Păi am mai văzut și la altele depuse... Deci, probabil că era important să clarificăm problema viceprimarului și a Consiliului de Administrație până ianuarie. Cel mai mic termen era de 3 luni și la alte hotărâri. Aceasta este situația. Eu am o neclaritate. De ce susțineți că sunt ambele Consilii de Administrație suspendate, la fel și în privința viceprimarului? De ce nu există viceprimar? Viceprimar va exista pentru că așteptăm să ne confirme modalitatea legală prin care clarificăm acest aspect pe care l-a creat prefectura. Prefectura, în același timp, dacă a atacat acele hotărâri de Consiliul Local și cu vechiul viceprimar și cu noul viceprimar, sigur, diferit ca și situație, tot ei trebuie să ne spună cum clarificăm efectiv această situație. Dar în ce sens spuneți că au atacat cu vechiul viceprimar? Ce au atacat cu vechiul viceprimar? Păi au solicitat suspendarea hotărârilor de Consiliul Local prin revocarea vechiului viceprimar. Păi da, și dacă s-au suspendat hotărârile, nu înseamnă că nu mai există revocare. Păi, nu știu, dar înseamnă și legal acest lucru, pentru că suspendarea înseamnă că suspendă absolut totul. Dacă suspendă numai de acolo, în dreapta, să le spună prefectura. Hotărârile se suspendă. Deci, dar nu, e la fel și cu Consiliile de Administrație, nu? Logic. Nu, Consiliile de Administrație nu e aceeași situație. Ele au fost pe perioadă determinată și aduceți aminte că era hotărâre de Consiliul Local își încetează activitatea în condițiile în care vor fi numiri. Deci numirile au fost. Acum ele sunt suspendate, se revine. Noi avem dreptul să punem în Consiliul Local același Consiliu sau alt Consiliu.
Dar nu cred că logica ar fi următoarea. Să presupunem că existați hotărârea de Consiliu de revocare a viceprimarului din funcție. Hotărârea a început să aibă efecte odată aprobată. Dacă este atacată, ea încetează să aibă efect din momentul atacării sau din momentul în care se dă o decizie finală? În momentul atacării, pentru că prefectul are acest drept. El doar trebuie să ne științeze cu privire la acțiunea pe care a intervenit-o în contencios. În teorie. Păi dacă atunci revocarea viceprimarului... Dacă mai să trecem din subiectul acesta, că e a Consiliului Local. Eu sunt primar. Dar viceprimarul... Tot e primar, nu se ocupă de clarificarea acestei situații. Vom vedea. Deci când se va primi la secretariat un punct de vedere al prefecturii, acela o să-l analiză și, în mod cert, ce este legal aplicat. Da, alte întrebări? Dacă nu, vă mulțumesc, vă așteptăm după masă la acest spectacol care va urma și sper să avem o seară plăcută și zile mai liniștite. Da, pentru că vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc.